bine v-am regăsit la buletinul de știri Infocapital, iată principalele evenimente ale ediției. 24 de ani de la debutul Mineriadei, zilele de 13, 14 și 15 iunie 1990 reprezintă o amintire întunecată în istoria recentă a României, iar confruntările violente dintre mineri și protestatari produse atunci au rămas în memoria românilor. Zeci de angajați care fac parte din personalul TESA de la minele Vulcan Cilone au protestat în curtea complexului energetic Hunedoara față de decizia de a-i trimite pe rând în șomaj tehnic. Oamenii sunt nemulțumiți de decizia administrației și spun că veniturile lor și așa mici se vor diminua și mai mult. Un bărbat a murit în această dimineață într-un magazin din municipiul Petroșani. Cel mai probabil cauza decesului a fost un infarct. Cei trei traficanți de droguri arestați în luna septembrie anului trecut așteaptă acum verdictul instanței. Aceștia sunt acuzați că au adus aproximativ 10 kg de cannabis din Grecia în România. Vicepreședinte nou la Consiliul Județean Gorj, PSD-istul Ciprian Florescu a fost înlocuit de consilierul PPDD Marian Pungan. Schimbarea a avut loc în cadrul ședinței extraordinare convocate de consilierii opoziției. Proiectul a fost votat în unanimitate. Meciurile din cadrul Cupei Mondiale de Fotbal din Brazilia sunt urmărite la TV pe un ecran gigant cu suprafața de 12 metri pătrați. Ecranul a fost montat de administrația locală în apropierea pădurii Bejan. Și acum știrile pe larg. Astăzi se împlinesc 24 de ani de la cea mai sângeroasă mineriadă. Imagini de o violență inimaginabilă făceau atunci în conjurul lumii. Minerii din Valea Jiului au fost chemați de președintele Ion Iliescu la București. Acum 24 de ani, la o lună după primele alegeri libere în piața universității, golanii manifestau împotriva noii conduceri postcomuniste. Demonstrațiile de stradă contestau regimul proaspăt instalat și deveneau tot mai incomode pentru putere. Mai bine haimara decât strălător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mort decât comunist. În data de 13 iunie au avut loc ciocniri violente între manifestanți și autorități. Seara, trei garnituri de tren pline cu mineri au plecat din Petroșani spre București, iar un alt tren a plecat a doua zi din gara Motru spre București. Aceștia fuseseră chemați de președintele Ion Iliescu. Liderul minerilor era Miron Cosma. Ajunși în București, ortacii au fost orientați spre punctele în care erau cei mai mulți manifestanți. În dimineața zilei de 15 iunie, minerii își încheiaseră misiunea pentru care fuseseră chemați la București. Înainte să fie trimiși acasă, au fost adunați la Romexpo ca să primească mulțumirile președintelui de atunci, Ion Iliescu. Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru ceea ce ați demonstrat și în aceste zile. Bilanțul oficial al victimelor din acele zile a fost de 6 morți, însă asociațiile victimelor mineriadelor susțin că numărul este mai mare. Potrivit Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului, în acele zile și-au pierdut viața 8 oameni, iar peste 1600 au fost răniți sau reținuți abuziv. Ancheta în dosarul Mineriadei a început abia în 1997 la presiunea Asociației Victimelor Mineriadelor. Cercetările au fost întrerupte câțiva ani și reluate în 2004. În dosarul Mineriadei din 1990 sunt peste 20 de învinuiți. În 2009, cel care i-a chemat pe mineri în capitală, fostul președinte Ion Iliescu, a fost scos definitiv de sub urmărire penală în dosarul Mineriada 13-15 iunie 1990. Nici până acum, dosarul Mineriadei nu a fost închis. Mai bine golan decât activist, mai bine mort decât comunist. Protest în curtea complexului energetic Hunedoara. Personalul TESA din cadrul entității a manifestat împotriva reducerii activității cu 25% în fiecare lună pentru această categorie de salariați, dar și împotriva altor măsuri luate de administrația complexului. Oamenii au cerut demisia echipei manageriale numite politic și au făcut apel la unitate. Personalul TESA de la minele viabile din Valea Jiului a aflat despre această măsură abuzivă și a venit în curtea complexului pentru a protesta. Cei de la personalul TESA, care reprezintă 8% pe sectorul divizia minieră din totalul angajaților, sunt nemulțumiți deoarece nu-și mai pot desfășura activitatea în condiții normale de lucru. Poate că la o analiză
profundă, s-ar fi identificat și alte categorii de cheltuieli care ar fi putut fi reduse și nu măsura asta. Măsura asta prin care personalul TESA de la mina Vulcan, deci prin măsura asta la personalul la mina Vulcan se face o reducere lunară de 24.000 de lei. 24.000 de lei nu spune prea mult pentru o companie, dar pentru noi fiecare în parte, un sfert din salariul nostru spune mult. Este nedrept. De ce numai o anume categorie de personal să fie, deci doar unei categorii să îi se taie din salariu și să stea acasă, adică tuturor ne este la fel de greu. Dați-vă demisia! Prin demnitatea noastră nu vom trimite ceilalți angajați acasă! Doamnelor și domnilor pensionari, mergeți acasă! Aveți drepturi sociale! Lăsați oamenii să muncească! Avem oameni cu probleme sociale care câștigă subexistență, 400 de lei! Domnilor, nu mă mai bate joc de casa pe care aveți în fața dumneavoastră! Ăștia pleacă acasă în weekendul acolo și nu pot dormi, fiindcă sunt categoria cea mai vânată de personal. După minciule care le-au spus de la începutul anului că vor face achiziții de materiale, piese de schimb, ei n-au avut cu ce lucra până acum două săptămâni, nici hârtie n-au avut. Nu suntem obișnuiți de 2 ani de zile că ne mint. Aveți, mergeți cel puțin să obținem o garanție verbală de la ei. Unitate! 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 Sindicaliștii susțin că ultimele două decizii pe care le-a dat directorul unității, respectiv cele potrivit cărora contractele colective de muncă ale minerilor nu au mai putut fi prelungite și reducerea programului de lucru pentru personalul TESA, mai exact 25% dintre aceștia vor intra în șomaj tehnic, au determinat oamenii să iasă în stradă. Deciziile care se pare că se tot succed din partea administrației complexului energetic sunt unele care, din punctul nostru de vedere, reprezintă abuzuri și, în anumite cazuri, chiar îmbracă o formă ilegală. Sindicaliștii au declarat că la toate exploatările miniere s-au făcut presiuni pe salariații de la TESA pentru a nu participa la protest, iar liderul de sindicat al personalului TESA de la Lonea și-a dat demisia. Și-a găsit sfârșitul în timp ce se afla la cumpărături. Un bărbat în vârstă de aproximativ 60 de ani din municipiul Petroșani a murit în această dimineață într-un magazin din localitate. A intrat în acel magazin de 10 de ori, poate, dar acum a făcut-o pentru ultima dată. Bărbatul mersese la cumpărături când i s-a făcut rău și a căzut din picioare. O persoană care se afla lângă el a încercat să-i ofere primul ajutor. Omul deja era căzut jos, era cu fața în jos, era vânăt, ceva în genul microfonului. L-am întors în poziția de siguranță, i-am descreștat gura, n-am mai mult, n-am avut ce să-i facem. Omul venise la cumpărături? Omul a venit la cumpărături să-și cumpere o pâine și s-a întors. Nu. N-avem ce să... Asta. Deja era cu pulsul foarte, foarte slab, i-am luat pulsul, dar se simțea, mai tăgea o dată la 30 de secunde câte... Da. La fața locului a sosit și un echipaj SMUR și o ambulanță, dar din nefericire nu au mai putut face nimic pentru a salva viața bărbatului. Echipajul SMUR Petroșani împreună cu echipajul AMB Petroșani am participat la resuscitarea unei persoane în vârstă, aproximativ 50-60 de ani, în stop cardiorespirator. Am efectuat protocolul de bază. Deocamdată persoana nu a răspuns. Cam atât, așteptăm echipajul de poliție să pronunțe. La final a sosit și poliția împreună cu mașina medicinii legale și au constatat decesul. Trupul neînsufletit al bărbatului a fost dus la morga spitalului de urgență Petroșani în vederea efectuării necropsiei. În urma rezultatelor se vor stabili cauzele care au dus la decesul bărbatului. Un bărbat din județul Alba și-a bătut soția pentru că l-a deranjat în timp ce urmărea începutul campionatului mondial de fotbal. Bărbatul se afla într-un bar alături de mai mulți prieteni, iar soția acestuia l-a chemat acasă.
Un incident a avut loc joi seara într-un bar din Alba Iulia. Un bărbat și-a lovit soția cu pumnii și picioarele pentru că nu l-a lăsat să urmărească începutul campionatului mondial de fotbal. Se pare că femeia a intrat în bar în jurul orei 21 și a cerut acestuia să o însoțească spre casă. Aflat deja sub influența băuturilor alcoolice, bărbatul a refuzat categoric, iar cei doi au început să se certe. Deși inițial bărbatul a avut o atitudine conciliantă, încercând să-și convingă soția să plece singură acasă, ulterior, constatând că aceasta nu renunță la intenția cu care intrase în local, a amenințat-o, a îmbrâncit-o, iar într-un final a pus capăt disputei, lovind-o cu pumnii și cu picioarele. Femeia a reușit să fugă și a sunat la 112. În ajutorul acesteia a intervenit un echipaj de jandarmerie care a constatat că prezenta semne ale unei agresiuni fizice. Existând suspiciunea rezonabilă cu privire la săvârșirea infracțiunilor de amenințare, respectiv de lovire și alte violențe, a fost întocmit un proces verbal despre împrejurările constatate. Actul de sesizare va fi înaintat poliției pentru continuarea cercetărilor în cauză. Traficanții de cannabis grecesc așteaptă verdictul instanței. Magistrații Tribunalului Hunedoara au stabilit data de 27 iunie pentru pronunțarea unei soluții în acest dosar. Cei trei traficanți au fost prinși de ofițerii de la antidrog după ce, pe parcursul anului trecut, au reușit să introducă în țară, din Salonic, Grecia, aproximativ 10 kg de cannabis. Drogurile erau furnizate consumatorilor din Hunedoara și Timișoara. În urma perchezițiilor efectuate, oamenii legii au confiscat 4,5 kg de cannabis și au indisponibilizat suma de 20.000 de lei și 4.500 de euro. Bani proveniți din vânzarea drogurilor. Profiturile obținute din această afacere erau uriașe. Liderul grupării achiziționa un kilogram de cannabis cu aproximativ 3.000 de euro. Practic, costurile unui gram de drog ajungeau la 3 euro la achiziție, în timp ce stradal aceeași cantitate se vindea pentru 60 de lei, respectiv circa 13 euro. Polițiștii din Alba sunt cu ochii pe șoferii amatorii de viteză și depășiri ilegale. În cursul acestor zile, 27 de permise au fost reținute. Polițiștii rutieri din Alba, împreună cu cei de la Ordine Publică, au acționat în aceste zile pe principalele artere cu scopul prevenirii accidentelor rutiere, în special a celor cauzate de viteza excesivă și depășirea neregulamentară. 27 de șoferi au rămas fără permise, iar la Sebeș un motociclist a fost prins în trafic sub influența alcoolului. Au fost aplicate 231 de sancțiuni contravenționale în valoare de 43.270 de lei, din care 82 pentru depășirea regimului legal de viteză și 23 pentru nerespectarea normelor legale privind manevra de depășire. Totodată, polițiștii secției 7 Poliție Rurală Sebeș au depistat un bărbat în vârstă de 33 de ani din Sebeș, în timp ce conducea o motocicletă fiind sub influența alcoolului. În urma testării motociclistului cu aparatul etilotest a rezultat valoarea de 0,62 mg pe litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spitalul din Sebeș, unde au fost recoltate mostre de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În acest caz, cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o imbibație alcoolică în sânge peste limita legală. Noua majoritate formată în Consiliul Județean Gorj a votat vineri, în cadrul unei ședințe extraordinare, revocarea din funcție a vicepreședintelui Consiliului Județean Gorj, Ciprian Florescu, membru al Partidului Social Democrat. Majoritatea este formată din membrii Partidului Național Liberal, Partidului Democrat Liberal și Partidului Poporului Dan Diaconescu. Mult contestata ședință s-a desfășurat în final în sala Maura Palatului Administrativ, unde o treime din consilierii opoziției au convocat adunarea extraordinară. Pe ordinea de zi au fost discutate patru proiecte, primul vizând revocarea din funcția vicepreședintelui PSD. Prin vot secret, consilierii au hotărât în unanimitate schimbarea lui Ciprian Florescu. Se aprobă revocarea din funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj, domnul consilier județean Florescu Ciprian Adrian. Aliniatul 2. Domnul Florescu Ciprian Adrian își păstrează calitatea de consilier județean. Cine este pentru? Împotrivă și abținem, nu avem. Locul său a fost luat de PPD-istul Marian Pungan. Deși PSD-iștii sperau ca cele trei partide din opoziție să nu ajungă la un numitor comun pentru schimbarea vicepreședintelui susținut de PSD, cele 18 voturi demonstrează contrariul. Sunt onorat pentru propunerea făcută și încrederea acordată de colegii din Consiliul Județean. Mulțumesc pentru votul acordat.
Ciprian Florescu promite însă că nu va renunța ușor la scaunul de vicepreședinte, chiar dacă noua majoritate este convinsă că are legea de partea ei. Acesta și-a exprimat ironic părerea în legătură cu înlăturarea sa din funcție. Sunt extrem de amuzat, dar în aceeași măsură și îngrijorat, pentru că văd că sunt oameni care se joacă cu legea, se joacă cu instituțiile publice și asta deranjează și ar trebui să fie deranjată întreaga opinie publică pentru faptul că un lider omahim, o să-i spunem, Dan Vâlceanu, a reușit să păcălească atâția oameni cu capul pe umeri și să vină să-și bată joc de ceea ce înseamnă legislația unui stat democratic așa cum este România. Au făcut din mine o țintă predilectă, nu am cunoștință de ce, însă le transmit un singur lucru. Pot să latre și să muște cât vor, sunt tăbăcit și oricum nu mă afectează. Pe lângă schimbarea vicepreședintelui PSD, tot astăzi s-a modificat și componența comisiilor de specialitate. Toate proiectele de pe ordinea de zi trecând în unanimitate cu 18 voturi pentru. La Deva, campionatul mondial de fotbal este urmărit de iubitorii acestui sport în aer liber pe un ecran imens. Acesta este amplasat în zona de agrement de la marginea pădurii Bejan. Ideea aparține reprezentanților primăriei care își doresc ca în acest fel locuitorii să petreacă mai mult timp în natură. Primul meci din campionatul de fotbal a fost urmărit deja aseară de devenii care au venit la pădurea Bejan fie cu mașinile, fie cu scaune de plajă. Calcentrare aruncată, balonul în careu, retrimis la 7 metri și intervenția lui Pleticosa. Au fost însă și deveni care, în timp ce vizionau meciul, au făcut și un grătar. Toți oamenii au îmbrățișat această idee a edilului. Coare e ok. Veți veni în fiecare seară? Da, sigur. Mai bine decât la terasă, în oraș? Da. Mult mai bine. Aici e cel mai bun aer, ca lumea și faină, vedeți, cu colegul meu aici. E o idee foarte bună din partea primăriei, a organelor locale din Deva, pentru că a organizat acest... Dar de ce vă place? Fiindcă este aici, când deschis, aer curat, nu la terasă unde este gălăgie și mult zgomot, praf, aici este aer curat. E foarte bună, o idee foarte bună din partea primăriei. Pe ecranul montat vor fi transmise toate meciurile din campionatul mondial de fotbal, după care pe toată durata sezonului cald de veni vor putea urmări filme artistice. Bogată în modele, săracă în tranzacții, așa am putea descrie expoziția de mașini din piața prefecturii. Gorjenii admiră bolizii parcați la salonul auto și pleacă mai departe, spunând că prețurile la o mașină nouă sunt prea mari pentru buzunarul lor. Doar mașinile românești mai au trecere, fiind mai accesibile. Cu două zile înainte de finalul expoziției de mașini, mulți dintre dealerii auto nu au încheiat nicio tranzacție. Prețul mare al bolizilor i-a făcut pe gorjeni să treacă indiferenți pe lângă mașinile luxoase de la salonul auto. Toate sunt frumoase, dar nu prea sunt bani. Hai, drept. Sunt cam scumpe? Scumpe, da. Aveți vreo firmă preferată, să spunem? Preferate sunt ăștia străine, da. Cele mai scumpe, da. Modelele care au atras atenția gorjenilor au fost cele românești mai ieftine și adaptate la drumurile proaste din țară. Și m-ar interesa pentru băiat, că el s-a mărit familia și era interesat de o mașină mai mare puțin. Deci mă interesează o mașină de familie? Pe mine nu, pentru băiat, pentru... da, pentru el ca să-i dau ceva date, mai ales că am știut acum că este expoziția la noi și... Diferență mare de prețuri între mașinile străine și cele românești? Diferență, da, este. Bine, acum se ia și raportul preț-calitate și unde este făcută, garanția, drumurile și... Astfel că mașinile românești au salvat situația, făcând obiectul puținelor tranzacții încheiate la salonul auto de anul acesta. La noi merge foarte bine, am luat două comenzi Dacia până acum, o comandă Renault. Salonul auto, ca și în ceilalți ani, este un salon productiv. Lumea se bucură de ofertele care sunt la acest salon. Lucrați și pe programul Rabla? Bineînțeles că lucrăm. Programul Rabla este la 7-8 ani de când există pe piață. Este un program care se adresează clienților, în special persoanelor fizice, dar și juridice. Mai sunt la ora actuală cam 1700 de etichete existente în România și la noi se bucură de un real succes. Până la ora actuală avem 110 clienți înscriși prin acest program. Toate tranzacțiile încheiate de către dealerii auto la salonul din acest an au fost realizate prin programul Rabla. Salonul auto a fost organizat cu sprijinul Camerei de Comerț și Industrie Gorj.
Pista de biciclete inaugurată în luna septembrie a anului trecut, chiar pe marginea centurii municipiului Deva, a devenit în această perioadă aproape de nefolosit, asta din cauza buruienilor pe care reprezentanții administrației locale au uitat să le taie. Întrebați de ce s-a ajuns în această situație, reprezentanții municipalității au spus că nu au suficienți muncitori care să acopere tot orașul. Nu este doar problema acelei piste. La nivelul întregului oraș, să zicem, s-a rămas puțin în urmă cu toaletările pe zonele verzi. Explicațiile, până la urmă, sigur, sunt simple. A fost și această vreme care nu a permis ieșirea în teren a tuturor echipelor, pe de altă parte, și oamenii cu care lucrăm sunt destul de puțini. Noi sperăm totuși ca până la finalul acestei luni să ajungem cu absolut toate lucrările pe zonele verzi, acolo unde trebuie. Cei care se plimbă pe aceste piste de biciclete, dar și locuitorii din acea zonă, spun că este inestetic și că primăria ar trebui să taie iarba și buruienile. Mai multă verdeață și mai multă curățenie necesită tot orașul, nu numai DN7 și zona de aici. Nu se ocupă chiar mai deloc pe zonă. Degeaba se laudă, dar nu. Mai face el ce mai face prin oraș, dar pe la margine, pe la periferie, nu face. Pista are un traseu de 2,5 km lungime și a fost amenajată la intrarea în municipiul Deva, dinspre Șoimuș, spre gară, pe partea dreaptă a sensului de mers spre oraș. Această pistă este a treia realizată în Deva și totodată cea mai lungă. Celelalte două trasee au aproximativ 500 de metri în total și au fost amenajate de fostul primar al Devei. Există o singură problemă, însă cele trei trasee nu se întâlnesc. Iată acum principalele știri din sport urmate de prețurile carburanților în Valea Jiului. Sâmbătă 14 iunie va avea loc la Tălmaciu returul partidei de juniori A1 dintre FC Tălmaciu și Universitatea Petroșani. Partida contează pentru jocul de calificare interjudețean. În primul joc la Petroșani, echipa lui Gabi Nițu a câștigat cu 6-0, având evident prima șansă de calificare. Cunoscutul fost jucător și antrenor de la Jiul, Gigi Mulțescu, se va afla în acest weekend la Petroșani. Motivul? Întâlnirea de 40 de ani de la terminarea liceului a soției sale, Sonia, fostă handbalistă la CSS Petroșani, care s-a căsătorit cu cunoscutul internațional chiar în anul absolvirii liceului. Fostul mijlocaș al Stelei din perioada 2010-2012, Pablo Brandon, în prezent în Argentina, ar putea reveni la echipa campioană în locul lui Mihai Pintilii, plecat în Arabia Saudită. Este propunerea și dorința noului antrenor de la Steaua, Costel Gâlcă, făcută conducerii echipei din Ghencea. Înaintea jocului de baraj pentru promovarea în Liga a 3-a, care va avea loc pe 21 iunie la Lugoj, echipa Retezatul Hațeg va susține un ultim joc de pregătire pe teren propriu, sâmbătă 14 iunie. Adversarii va fi campioana județului Caraș-Severin, Metalul Oțelul Roșu. La fiecare final de săptămână, InfoCapital vă arată prețul carburanților la stațiile de profil din zona noastră. Astfel, benzina Euro 95 poate fi achiziționată cu prețuri între 6 lei și 12 bani pe litru de la stația Baril Lupeni și 6 lei și 23 de bani pe litru de la stațiile MOL și OMV, în timp ce prețul motorinei variază între 6 lei și 16 bani pe litru la stația Baril Lupeni și 6 lei și 25 de bani pe litru la stațiile MOL și OMV. Să urmărim rubrica evoluției cursului valutar, urmată de cursul de schimb al principalelor valute de la casele de schimb din zonă. Banca Națională a României a anunțat pentru luni, 16 iunie, un curs al euro de 4,39 de bani, al dolarului american de 3,23 de bani, iar lira sterlină a fost cotată la 5,49 de bani. La casa de schimb valutar Jiul Exchange SRL din Petroșani, cursul euro este astăzi la cumpărare de 4,33 lei de bani, iar la vânzare de 4,39 lei de bani. Dolarul american se cumpără cu 3,20 lei de bani și se vinde cu 3,25 lei de bani. În ceea ce privește lira sterlină, la cumpărare este de 5,33 lei de bani, iar la vânzare de 5,45 lei de bani. Urmează datele despre starea vremii.
Sâmbătă vremea va fi ușor instabilă, cerul va fi variabil cu norări averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, începând cu orele prânzului local în zona de munte. Duminică vremea va fi în general instabilă, iar regimul termic diurn va fi caracterizat de valori de temperatură apropiate de cele normale pentru această dată din an. Cerul va fi variabil cu înorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Pe spații mici, cantitățile de apă vor fi mai însemnate și vor fi posibile căderi de grindină. Luni, vremea se va menține în general instabilă și apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, cu înorări temporare. Vor fi condiții de grindină, iar izolat, cantitățile de apă pot fi mai însemnate. Aici se încheie buletinul de știri Info Capital. Dacă sunteți martorul unui eveniment, ne puteți contacta la 073 Capital. Puteți vizita și site-ul nostru capitaltv.ro, unde veți găsi informații interesante și de actualitate. Acestea sunt prezentate și în cadrul buletinului de știri Info Capital. Să aveți o seară liniștită!